Bună, dragilor! Ce faceți voi? Să vedem cine este astăzi cu mine. Cu siguranță suntem toți plecați în căutarea cadourilor pentru Moș Nicolae. Și am zis să fac un cadru frumos pentru voi. Sper că se aude bine. Se aude bine, Deni? E ok? Vedem. Și astăzi se pare că a venit Moș Nicolae pe la noi de vreme, pentru că trebuia să ajungă de ieri coletul și am fost foarte supărată, dar e bine, în perioada asta curierii sunt foarte ocupați și de asta vă spun mereu, haideți să facem lucrurile din timp să se întâmple, pentru a nu dispera cum am fost eu ieri. Pentru a nu dispera în ultimul moment. Astfel că a venit și ultima comandă din catalogul 16, a 5-a comandă. Nu sunt foarte multe produse de prezentat, dar sunt câteva și bune. Voi începe cu un gel de duș și șampon de la Nord for Men. Are 250 de ml și zice că hidratează 24 de ore. În continuare mai avem un parfum Glacier Rock pentru bărbați. Are 100 de ml și miroase foarte bine. De fapt este o apă de toaletă. Trebuie să facem un pic diferența între apă de toaletă și parfum și apă de colonie. Ce mai avem? Mai avem brățara, 25 de ani în România. O voi desface aici să vă arăt și vouă. Este cu emblematicul balsam Tender Care, cu un pandantiv. Așa arată. Este foarte finuță și drăguță. Nu vă țin mult pe acest live pentru că vecinii mei azi au treabă. Și până acum s-au auzit un zgomot infernal. Și sper să nu se audă în acest live. O să termin pe cât de repede posibil pot. Mai avem 4 aparate pentru tunsul sprâncenelor de la Remington. O clientă și le-a dorit. Și probabil o să le facă cadou de Moș Crăciun. Așa arată. Este pe baterii și cu siguranță o să le fie de ajutor. Nu știu acum în ce 17 dacă sunt, dar mereu oricine sare în ajutor cu astfel de aparate pentru înfrumusețare. Mai avem și o geantă pentru cosmetice, pentru bărbați. Foarte drăguță ambalată. Și evident că mi-am luat și eu ceva. Un ruj de la Giordani Gold, pe care vreau să-l testez acum cu voi. Repede, repejor, să nu înceapă iar vecinii cu bormașina. Mă voi da mai întâi cu creionul. Este de la The One, într-o nuanță de roz. O să-l aplic repede. Vă vedeți și voi? Ok. Am aplicat creionul. Deci este cel de la The One într-o nuanță de roz. După ce am aplicat creionul, a venit Moș Nicolae și mi-a adus rujul. A fost la ofertă. Am dat numai 20 de lei pe el. Pentru că a fost în stoc limitat și repede cum l-am văzut l-am și luat, uitați ce fain arată și este o culoare pe gustul meu, să vedem cum îmi și stă.
interesant. Ce ziceți? Destul de drăguț. Încă un secret. Aceste margini ale rujului pe care le vedeți sunt făcute în așa fel încât să aplicăm și în zona de aici rujul când venim, pentru a acoperi toate marginile buzelor. E destul de ok, este lejer pentru machiaj de zi. Mie îmi place cum îmi stă, nu trebuie să fie foarte închis. Vi-l recomand și cred că și rezistă. Și mai ales în combinație cu un creion o să iasă ceva frumos. Nu uitați să răsfoiți catalogul. Spre final, compania mea a mai trimis 5 cataloage. Vă spun cu toată sinceritatea că toate cadourile mele pentru familia mea le-am comandat de aici, pentru că am avut reduceri pe ele și am mai primit și eu câteva mici cadouri. O să fac și câte un vlog cu ce cadouri am cumpărat și cui. Și o să-l urc pe YouTube asta mâine pentru Moș Nicolae și probabil pe 25 sau pe 26 decembrie pentru Moș Crăciun. Evident că am mai luat și alte lucruri, dar o să vă arăt și o să vă explic ce și cum poate mă ajuta să le împachetez. O să vă arăt 2-3 mici oferte și apoi vă las să împachetați cadourile pentru Moș Nicolae. O să vă arăt foarte fain. Emblematicul parfum Amber Elixir, care conține ambră și miroase foarte bine. Și eu îl am aici, 2 secunde, dacă îmi dați voie. Îl am aici, mai am un pic din el. Vi-l recomand cu încredere și cu siguranță nu o să dați greș. O colegă de-a mea a zis că își comandă 10 parfumuri de genul ca să dea la toate prietenele, la toate cunoștințele. Și de ce nu de Moș Nicolae, de Moș Crăciun, cum doriți voi. Ce mai avem fain acum de Crăciun? O să vă arăt un set pe care îl puteți oferi surorii, mamei, prietenei cele mai bune, cui vreți voi. Este un gel de duș, o loțiune de corp și un săpun cu iris și salvie la acest preț foarte fain. Și vi-l recomand. Este o gamă, o idee mai scumpă, dar cu siguranță merită toți banii și putem spune că este pentru persoanele un pic mai pretențioase. Ce ofertă să vă mai arăt eu foarte faină și să vă inspir, de fapt, pentru un cadou? Numai un pic. Pentru că, cu siguranță, că bărbații din viața noastră merită tot ce e mai fain și e mai bun. Avem aici 2 seturi drăguțe de la Giordani Gold Man cu deodorant spray, deodorant roll-on și parfum sau parfum și deo roll-on. Sunt super prețuri și mai ales că le luăm cu până la 40% reducere, de ce să nu facem acest cont de client ca la orice altă companie? Și să le luăm cu reducere pentru cei dragi. Cred că este o bună ocazie să profităm de reduceri și și să profităm și de ce oferte ne mai oferă catalogul. Mai avem aici o nouă gamă în ediție limitată de la Milk and Honey Gold. Este o gamă foarte faină. Avem săpun lichid și solid și cremă de corp. Crema este doar 15 lei și cam așa închei live-ul. Am vrut să vă inspir cu câteva idei de cadouri. Dacă doriți catalogul, vi-l pot oferi în online. Îmi dați un mesaj în privat sau aici în comentarii îmi scrieți. Și vă voi da catalogul online pentru că este cel mai bun catalog al anului, ultimul din 2020. Campania ține 25 de zile, însă mai avem vreo 23 de zile din această campanie 17. Vă pup și sper să aveți o zi faină, vă mai face live aici pe pagină și nu uitați, intrați pe YouTube, pe canalul meu Oriflame by Ale, să cunoașteți produsele. Să vedeți de ce am ales eu
să le cumpăr, să mi le achiziționez și câți bani mai primesc și pentru că mi le cumpăr pentru mine și îmi revine și mie acolo o mică parte. Vă pup și sper să aveți un Moș Nicolae fain și să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine. Pa, pa!